Granițele nu există atunci când îți cauți un rost. Acasă, în România, am lăsat copiii, familia, părinții. Copiii îmi spun mereu, mami, nu mai pleca, lasă că ne descurcăm noi și aici. Lacrimi, bagaje. Dar prețul emigrării poate fi uneori a doua emigrare. Nu știam ce mă așteaptă acolo și ce șanse vor mai fi să revin vreodată în România. Nu poți spune că ți-ai reiei viața de acolo de unde ai lăsat-o. O emisiune cu povești nefardate din viață. Vreau ca să stea cu mamă lângă mine. Duminică de la ora 12:30 la TVR2 și TVR HD. Să făcea dur și de clăță de la ușă. Greu.